Corneliu Reș, purtător de cuvânt Aur Timiș, consideră că după aproape 3 săptămâni de proteste continue ale fermierilor și transportatorilor, șefii de la guvern încă sunt nelămuriți cu privire la revendicările și doleanțele acestora. Iureș adaugă că aceștia sunt preocupați mai mult de jocuri politice și de comasări de alegeri care să-i asigure că nu dispar de pe scena politică. Să mai amintesc că și APIA întârzie plățile, iar fermierilor le sunt blocate conturile dacă ei întârzie cu plata impozitelor. Nu e o problemă. Nu e problemă în vreme ce ei sunt preocupați de jocurile lor meschine, noi, Alianța pentru Unirea Românilor, venim în sprijinul acestora și le prezentăm lista de revendicări a protestatarilor, la care, normal, ne raliem și noi. În același timp, vrem să le reamintim fermierilor și transportatorilor că le suntem alături în tot acest demers în care își cer drepturile. Și pe această cale le lansăm invitația la discuții în Parlament. Vă mulțumesc! Corneliu Reș precizează că fermierii nu vor decât normalitate, subvenții plătite la timp, cer strategii pe termen scurt, mediu și lung, pentru că nu pot funcționa la nesfârșit în baza unor metode ceaușiste în care li se mai dă 100 de euro pe hectar și aceea cu întârziere.